Grescu? Bună seara, bună seara, da, ce facem Bun. acum probe? Ne auzim, sper că ne auzim, Da, da? ne auzim foarte bine de această Ok, dată. Domnule Negrescu, da. începem cu o întrebare generală, cu o discuție generală. După atitudinea premierului Marcel Ciolacu și după declarațiile sale din ultimele luni de când a preluat Palatul Victoria, să ne așteptăm că anul viitor România va trece de la tradiționala, am putea să-i spunem de acum, cotă unică la impozitare progresivă? Nu cred. Nu cred pentru că nu avem infrastructura necesară și, practic, chiar dacă premierul își dorește acest lucru, nu va putea fi pus în practică un astfel de impozit în condițiile în care tu nu ai infrastructura la ANAF care să-ți permită, practic, să identifici pe bază de cont numeric personal, de cuiul firmei, niște venituri pe care nici acum, în condițiile actuale, cu o cotă unică, da, aflată în vigoare, nu reușim să le încasăm. Deci e pur și simplu o misiune pe care am putea să o vedem undeva într-un orizontului 2026-2027, poate chiar 2028, în funcție de cum vom digitaliza practic toate plățile, toate încasările, toate veniturile din economia românească. Bun, și atunci toate promisiunile premierului Marcel Ciolacu despre acele reduceri fiscale nu sunt de fapt un prim pas, o încălzire, un antrenament pentru impozitarea progresivă, numită altfel? Ei, suntem în an electoral. E normal ca premierul Ciolacu să își dorească, practic, să scoată în evidență elementele de politică economică, fiscală, socială pe care PSD le propune de ani de zile. Nu e prima dată când ne vorbește despre aceste lucruri. Niciodată nu s-au întâmplat pentru că e imposibil în momentul de față în România să aplici astfel de lucruri. Legat de acele elemente de deduceri fiscale pe care premierul le propune, da, unele sunt interesante din prisma reducerii taxelor pe muncă, pentru că, într-adevăr, avem nevoie de o scădere a fiscalității pe muncă. Gândiți-vă că avem cele mai mari taxe pe salariu minim din Europa. Dar, pe de altă parte, sunt și multe elemente extrem de artistice, ca să zic așa, și cu multe semne de întrebare. De exemplu, la pragurile acelea de deduceri pe care le-am văzut într-un draft realizat de cei de la PSD, se propune ca de la 4.000 de lei în sus să poți să-ți deduci practic niște cheltuieli doar în măsura în care ai o asigurare de sănătate privată, semnat un contract de asigurare privat. Ei, câți dintre români își permit în momentul de față să-și facă o asigurare privată de sănătate și de ce ar trebui să ne facem asigurare privată de sănătate în condițiile în care oricum contribuim la asigurările de sănătate cerute de statul român? Adică sunt multe neclarități în modul în care inclusiv viziunea PSD este pusă în practică sau măcar este promovată în spațiul public, așa că nu mă aștept la foarte, foarte multe schimbări pe această zonă, cum niște, de exemplu, nu mă aștept ca de la 1 iulie, de exemplu, să fie aplicat acel impozit de 70% pe veniturile neidentificate sau identificate fiscal, depinde cum le privești, pentru că sunt atât de multe controverse legate de modul de impunere, practic, acestei suprataxe, acestei naționalizări, de fapt, a unor venituri pe care oamenii le au, încât e probabil ca această decizie să fie amânată, cum de altfel a fost amânată și decizia privind suprataxarea mașinilor de lux și a vilelor, da, imobililor peste o anumită valoare, măsură care a fost aprobată de guvern și n-a fost niciodată pusă în practică, pentru că n-au putut fi identificate niște norme de aplicare care, într-adevăr, să respecte măcar principiile constituționalității și a dreptului oamenilor de a-și proteja, până la urmă, banii pe care îi câștigă. Dar credeți că aici nu pot fi găsite soluții legale, constituționale, sau de fapt presiunea electorală sau a oamenilor de afaceri sau a oamenilor foarte bogați din România este atât de mare încât politicienii mai bine să nu se atingă de ei? Nu, e nevoie de un supraimpozit, ca să zic așa, pe marile averi construite peste noapte și care nu și-au într-adevăr justificări financiare, da, bani făcuți la negru din economia subterană, dar rămân multe semne de întrebare legate, de exemplu, de momentul la care aplici sancțiunea. Ar însemna, dacă s-ar aplica de la 1 iulie acest impozit de 70%, întrebarea este, se aplică și la veniturile anterioare date de 1 iulie? Pentru că dacă se întâmplă acest lucru, vorbim de principiul aplicării în trecut a unei decizii de ordin fiscal, ceea ce nu este constituțional. Nu poți pune o taxă pe niște venituri din trecut. Întotdeauna poți să pui pe viitor, pe venituri din viitor. Iar din această perspectivă, întreg eșafodul de acțiune la acestei taxe e pur și simplu un aer. Pentru că dacă te duci și sancționezi, de pildă, veniturile din anterior date de 1 iulie, e o problemă de constituționalitate și probabil statul se va trezi o mulțime de procese pe care oamenii cu siguranță le vor câștiga. Da, se poate aplica această taxă de 70% pe veniturile neidentificate, pentru că așa li se spune, da, dar atenție, numai
pentru veniturile de la 1 iulie încolo și fără niciun fel de alte penalități. În momentul de față, ordonanța așa cum arată include și niște penalități de pe zile de întârziere, tot penalități la penalități, deși practic sunt niște elemente inclusiv de dublă impunere din punct de vedere fiscal în ceea ce privește aceste venituri. Sunt multe neclarități, companiile de consultanță în domeniul fiscal au ridicat aceste semne de întrebare legate de acest supraimpozit pregătit de statul român, iar de la Ministerul Finanțelor n-am văzut încă nimic. Doar astăzi am văzut un lucru foarte interesant, un comunicat de presă care ne spune oarecum negru pe alb că nu vor fi impozitate veniturile de la nunți, botezuri și cumetrii. De parcă asta era marea noastră problemă. Noi cu asta aveam o problemă, cu veniturile de la nunți, nu cu marea evaziune, nu cu averile făcute din economia subterană, acolo unde nu se plătesc taxe de miliarde și miliarde de lei. Numai pe TVA, de exemplu, avem o rând de neîncasare, adică nu încasăm undeva la nivel de 50 de miliarde de lei în fiecare an, aproape mai mult de 10 miliarde de euro. Și credeți că politicienii care conduc astăzi România nu știu unde sunt aceste zone de mare evaziune fiscală? A, ba da, se știu zonele respective, dar cred că pe de-o parte este o lipsă de know-how cum să intervină acele zone. E o problemă legislativă, pentru că într-adevăr nu prea știm să facem legislație fiscală care să nu fie interpretabilă, pentru că uitați-vă la câte dosare a pierdut România în ultimii ani, chiar și recent au fost două dosare extrem de importante pe zona de evaziune fiscală, iar din această perspectivă, cred că asta este marea problemă, iar pe de altă parte e și interesul unor politicieni, unor cercuri de interes, dar nu reglementa foarte bine niște zone de unde se fac miliarde de lei. Hei, dar știți care este reversul medaliei? Uitați-vă că evaziunea fiscală crește în România. Am văzut recent un raport foarte interesant care arată că evaziunea fiscală, apropo, raport de la poliție, în primul trimestru a crescut vreo 20% numărul de cazuri de evaziune și, atenție, s-a întâmplat acest lucru după ce am dezincriminat practic toate cazurile de evaziune până într-un milion de euro. Da. Oamenii și-au făcut curaj, am venit cu acea lege, de fapt. Parlamentul a venit cu acea lege, majoritatea PSD-PNL, o lege promulgată și de președintele Klaus Iohannis, chipurile care ar fi trebuit să aducă mai mulți bani la bugetul de stat, pentru că logica politicienilor era următoarea. Dacă tot evazioniștii nu fac nici pușcărie, nu dau bani înapoi, mai bine măcar să dea bani înapoi. Dar iată că nici acest lucru nu se întâmplă după promulgarea acestei. S-a întâmplat exact pe dos, practic a dat apă la moară celor care fac evaziune, pentru că dacă nu m-ai prins, treaba ta, e treaba ta, statule, că nu reușești să se recuperezi de la mine. Iar dacă mă prinzi, într-o primă fază, îți plătesc taxele datorate plus o mică amendă și scap liniștit, da? Ei, din această perspectivă, noi n-am făcut altceva decât să stimulăm evaziunea fiscală, să le dăm, practic, acestor antreprenori din zona gri a economiei o certitudine că dacă vor ști să lucreze așa de bine cu banii, pot să ni se nu fie prins, pentru că limita de 1 milion de euro poate fi ușor rezolvat. Adică poți să împaci inclusiv contractele astea care depășesc 1 milion de euro în mai multe contracte, în așa fel încât întotdeauna să te limitezi în marja aia de 1 milion de euro prevăzută de această nouă legislație. Întotdeauna economia se adaptează reglementărilor de ordin fiscal, tuturor acestor măsuri care dovedesc din punctul meu de vedere impotența statului în a reuși să atragă într-adevăr miliarde de lei care se pierd în economia subterană din România. Practic, guvernul i-a invitat pe răufăcători, pe cei care fac evaziune fiscală, să mai încerce odată și dacă sunt prinși, totuși să dea banii înapoi, adică ceea ce oricum trebuiau să ofere statului, să intre în bugetul statului. I-a făcut să fie mai creativ și să reușească să dezvolte afaceri pe mai multe firme, prin micro-întreprinderi, prin companii legate, prin lanțuri de business, care într-adevăr rulează afaceri de până într-un 1 milion de euro, în așa fel încât dacă mă prind odată, dau banii înapoi, am scăpat. Dar celelalte afaceri, din punctul meu de vedere, vor scăpa neatinse. Și atenție, și-a mai încurajat un lucru. Nepotismul și afacerile la nivel de grupuri de interese, pentru că vedem din ce în ce mai mulți oameni de afaceri dintre aceștia extrem de controversați, care își mută aceste afaceri pe terțe persoane, în așa fel încât dacă cade unul, va cădea un personaj, ceilalți nu au niciun fel nimic de pierdut. Uitați-vă, inclusiv la politicieni este această modă a practica mutării unei părți din averi, dar și a afacerilor personale pe diverse persoane, rude, cunoștințe, relații, da? PCR, pe pile cunoștințe și relații, da? Hey, în așa fel încât să practic să te adaptezi legislației în vigoare și să nu ai nimic de pierdut atunci când, de pildă, statul te prinde la prima infracțiune. Domnule Negrescu, vă propun să-l ascultăm pe premierul Marcel Ciolacu, să vedem ce a spus aseară în emisiunea de la Prima News despre plafonarea prețurilor și apoi să revenim cu un comentariu al dumneavoastră. Așadar, îl urmărim pe premierul Marcel Ciolacu.
dar 30 și de ani am funcționat, am avut creștere economice numai pe consum. Plus, deficitul bugetar era de obicei împărțit cam 50% pe consum și 50% pe investiții. Anul trecut am avut, deci acum 2 ani era 50 cu 50, acum un an de zile am avut la 100 de lei împrumutați pentru acoperirea deficitului 95 de lei în investiții, iar acum după 5 luni de zile avem 125 de lei. Dintr-o 100 împrumutați, 125 de lei în investiții. La cumpărătură ați mai fost de curând, domnule premier? Am mai fost. Și? Ce mai cumpărați 100 de lei? Am fost și la mai Ploiești. Țineți minte. Am fost și la Ploiești, și la Slatina. Da. Pufuleții, copecei de astea de aleguri. Am fost și la producătorii români, fiindcă știți că am acele proiecte și cu în zona industriei alimentare. Am fost și la producătorii de materiale de construcții și cei care, de exemplu, ce se dorește să le deschide Oțelul Roșu, am umblu. Cred că am fost cu Mihai Tudose și acum 2 zile am cumpărat împreună de la un chioșc din Alba Iulia. A trecut acea emoție și au început lucrurile să intre într-o normalitate. Dacă nu, atunci statul va interveni. Cu adevărat, va interveni pe perioade limitate de timp. Până când lucrurile și așa a făcut, nu suntem singurul stat care am făcut acest lucru, a făcut-o și Franța, a făcut-o și Italia. Deci nu poți să lași, înțeleg mecanismele pieței libere, da. Dar vă aduc aminte că era un premier și a spus, când am intervenit la prețul la energie, a spus cea mai mare tâmpenie, să lăsăm mecanismele pieței libere. Îl anunț că am fi avut o inflație de 30% dacă nu interveneam în acel moment cu plafonarea la 0,68 și 0,8. Dar pentru că suntem la acest capitol, ați vorbit în repetate rânduri despre faptul că e o bună ocazie, de fapt e și acea fereastră de timp de la Comisie pentru implementarea salariului minim european. Cum se va întâmpla concret acest lucru? Noi, deja este o directivă. Da, exact. Noi o să o avem în aplicare, mi se pare, până pe 15 noiembrie. Uh-huh. E la inițiativa familiei social-democrate, a trecut și a fost promovată și acceptată de către toate familiile politice, comisarul Schmidt și candidatul S&D pentru funcția de președinte al Comisiei, iubește foarte mult România și a avut cu toți miniștrii muncii o relație foarte bună. Tot cu dânsul am reușit negocierile și cu scoaterea celui celebru 9,4, tot cu comisarul Schmidt și cu parlamentarii, în principal cu Victor Negrescu, el a fost pe acest segment foarte, foarte implicat. Baza este pentru aceeași muncă, aceeași plată. Acum să vedem la ce se raportează și cum se raportează lucruri care se știu deja. Asta am văzut mai multe modele. Bala Coșu se discută la de nevoi. Bala, și se va lua decizia cea mai bună, la fel va fi o decizie la nivelul Uniunii Europene. Uh-huh. Un lucru foarte corect. Atunci vedeți, se cam termină și cu migrația. Migrația forței de muncă, la asta migrația forței de muncă și într-un fel... Bun, dar credeți că asta va duce la uniformizarea salariilor pentru anumite industrii? Eu nu cred. Cred că va fi în continuare vați de sine cod de tipicul național. Există economii... Exact, diferite. Diferite. Nu putem încă compara economia României cu economia Germaniei. Cu toate că am avut creștere mai mare economică, am avut investiții directe mai mari decât Germania. Decalajul e mai mare într-un an de zile, dar revenirile unor par mai spectaculoase din partea asta. Dinamica economică arată că recuperăm foarte repede. Domnule Negrescu, l-ați ascultat pe premierul Marcel Ciolacu. Acum, vi se pare că această idee a plafonării a fost una binevenită sau nu?
Aș spune în primul rând că este rolul, într-adevăr, al premierului să fie optimistul de serviciu în această situație. Realitatea zugrăvită de premier în cadrul interviurilor de la dumneavoastră la Prima News este una extrem de pozitivă. Pare că toate lucrurile merg bine, am rezolvat problema cu prețurile, am rezolvat problema cu energia, stăm destul de bine inclusiv cu salariile, că uite, cresc salariile. Dar știți cum, cred că pe premierul este un foarte bun povestitor. L-aș chema acasă să le povestească copiilor, să le spună niște povești din astea pozitive, pentru că, în realitate, dacă e să te uiți la datele financiare, la datele macroeconomice, vezi că multe dintre cifrele prezentate de premier sunt interpretabile, măcar interpretabile. Spuneați dumneavoastră de plafonarea asta la adaosului la produsele alimentare. Păi știm cu toții că prețurile produselor alimentare au continuat să crească în România. Nu au scăzut, nu s-au ieftinit produsele alimentare, nici măcar cele de bază. Cu toate s-au scumpit în ultima perioadă, iar această idee pe care o propune ministrul agriculturii de a plafona adaosul la comercianți pentru toate produsele realizate în România, este o lovitură extrem de puternică, mai ales pentru mediul de afaceri românesc. De ce vă zic acest lucru? Pentru că, practic, le limitez câștigul acestor companii. Păi dacă tu le limitezi câștigul, oare companiile alea cum să acumuleze capital, cum să se dezvolte, cum să dea salarii mai mari, cum să facă investiții, dacă tu le spui că adaosul comercial nu poate fi decât atât, da? Pentru că așa am stabilit noi. Mai mult decât atât, avantajezi pe importatori, pentru că importatorii nu vor avea nicio limită la capitolul adaos și, practic, vor putea câștiga mai mulți bani decât câștigă românii. Eu nu înțeleg exact pe ce bază statistică, pe care este studiul din spatele acestei decizii a guvernului, alta decât din prisma interesului electoral. Știți, inclusiv sloganul celor de la PSD este votează românește, cumpără românește, totul la nivel de românește, dar mai puțin pe zona de cifre. Mai sunt multe lucruri care le-a spus premierul foarte interesante în interviul de-al dumneavoastră legat de investiții. Hai să-l rămurim și pe asta. Păi după primele 4 luni din acest an, noi am dat vreo 50 de miliarde de lei bani pe salariile bugetarilor. Știți câți au fost bani alocați pentru investiții în primele 4 luni? Numai 31 de miliarde de lei, deci cu 20 de miliarde mai puțin decât am dat pe salariile bugetarilor. Și iar din acești 30 și ceva de miliarde de lei, atenție, aproape o treime din acești bani au fost bani alocați pentru achiziție de armament, muniție și pentru contractele ce prevăd asigurarea unui armament de calitate, de ultimă generație pentru armata română. În niciun caz pe investiții. Da, se fac investiții în România, este un lucru bun și aici, într-adevăr, trebuie lăudat nu neapărat premierul Ciolacu și nici premierul Ciucă, trebuie lăudat PNRR-ul, pentru că PNRR-ul a adus în România niște bani nesperați, care ușor, ușor încep să se vadă și investiții în drumuri, în zona asta de infrastructură feroviară. Sunt aproape 9 miliarde și ceva de euro care au intrat în România în momentul de față, dar atenție, din ăștia noi n-am cheltuit decât vreo 2 miliarde de euro și de aceea apar foarte mulți raportat la buget, pentru că, din păcate, noi în anii trecuți noi făceam investiții ridicole, 2-3% din PIB. Anul trecut am ajuns la 7% din PIB, dar doar prin prisma acestor bani europeni care au venit gratuit în țara noastră. Noi trebuie să fim foarte atenți, de exemplu, când vorbim de deficit cu Comisia Europeană, pentru că noi, dacă nici anul ăsta nu ne asumăm ținta aia de deficit, e probabil că la un moment dat Comisia Europeană, noua Comisie Europeană care va veni după alegerile parlamentare, să zică stop joc. Nu vă mai dau bani europeni, îngheți până vă lămuriți ce faceți cu banii, până nu vă administrați mai bine banii publici, în așa fel încât să nu vă mai împrumutați așa, dar cu cel mai ridicat rind din Uniunea Europeană. Deci trebuie să fim foarte atenți la zona asta de investiții, că s-ar putea să le pierdem, să fie un fel de fata Morgana pentru România și multe dintre investițiile începute acum pe fondurile astea din PNRR, să nu putem să le terminăm, că s-ar putea să nu mai avem din ce, dacă nu ne respectăm angajamentele în fața Comisiei Europene. Domnule Negrescu, nu vi se pare amuzant sau paradoxal că România nu-și respectă cota de deficit, ținta de deficit impusă de Comisia Europeană de mulți ani, nu acum neapărat după pandemie, și în același timp premierul României vorbește despre un portofoliu pe bugetul întregii Uniuni Europene care să fie condus de un comisar român după alegerile europarlamentare? Da, noi în România ne pricepem la orice, dar mai puțin la bani, la administrarea banilor publici, și am dovedit asta cu prisosință. Faptul că de după Revoluție n-a existat un an în care România să fie pe excedent, adică să aibă mai mulți bani din taxe și impozite decât cheltuiește. Niciodată n-am avut un an în 30 ceva de ani, n-am avut un an în care să avem excedent. Alte țări au avut, până și Bulgaria a avut excedent pe zona de încasări financiare. Noi n-am reușit niciodată. Și mai mult decât atât, premierul a mai lansat un lucru foarte interesant la dumneavoastră în emisiune, faptul că încercăm să realizăm un moratoriu cu Uniunea Europeană, în așa fel încât să prelungim această problemă cu
deficitul pe următorii 7 ani. Adică, practic, noi ne asumăm faptul că 7 ani de acum încolo vom cheltui mai mult decât adunăm din taxe și impozite, da? Și din această perspectivă, Uniunea Europeană să închidă ochii și să ne zică, da, împrumutați-vă generațiile viitoare, faceți cât mai multe cheltuieli, pentru că vedem după aceea cum va mai fi, de unde face rost de bani. Asta e o perspectivă extrem de păguboasă din punctul meu de vedere pentru România, pentru că și așa datoria publică a depășit 50% din PIB. Păi dacă noi 7 ani de acum încolo vom avea un deficit mai mare decât cel 3% prevăzut de achisul comunitar, asta înseamnă că datoria publică va crește exponențial în următorii ani. Iar nivelul taxelor din România, în loc să scadă și să susțină activitatea economică, va trebui să crească în anii următori ca să avem din ce să achităm aceste ținte de deficit bugetar extrem de negative din punct de vedere al sănătății economiei românești. Domnule Negrescu, ce ar trebui să se întâmple ca un guvern, de orice culoare politică ar fi el, să facă reformă în sistemul bugetar? Păi, în primul rând să aibă un program foarte clar, bine stabilit, niște ținte foarte clare și să vadă ce ne dorim într-adevăr, mai ales pe zona asta fiscală, pentru că asta este în momentul de față marea problemă din România. Insecuritatea asta legată de cum se modifică taxele de la un an la altul. E greu, de exemplu, pentru o companie să-și facă un plan de investiții multianual, să se gândească că în 2025-2026 va face niște investiții, va angaja niște oameni, își va deschide noi linii de fabricație în condițiile în care nu știe, de exemplu, pe ce taxe se va baza anul viitor, cum va arăta TVA-ul, cum va fi impozitul pe profit, cum va fi impozitul pe dividende, ce taxe și impozite va plăti pentru proprietățile pe care are, pentru că și acolo există multiple modificări, cel puțin în zona de drafturi pe care le vedem la Ministerul de Finanțe. Adică, cred că asta este marea problemă. Mai întâi să avem o perspectivă fiscală bătută în cuie și cred că asta este esențial din perspectiva asigurării unei predictibilități a zonei investiționale, iar pe de altă parte să ne hotărâm exact ce vrem să facem, ce vrem să dezvoltăm în țara asta. Care sunt ramurile economice care ne avantajează pe noi România în concurență cu celelalte țări din regiune? De ce zic acest lucru? Pentru că noi pare că facem totul după ureche. Pare că astăzi băgăm niște bani în stadioane, mâine băgăm bani în niște autostrăzi, poi mâine ne gândim că stai că de fapt calea ferată este importantă și hai să ducem și niște bani și acolo. După aceea ne gândim și la sănătate, dar nu prea avem din ce să mai facem investiții acolo. Fără un plan de țară bine definit pentru următorii ani, va fi extrem de dificil să asigurăm o creștere economică sănătoasă, mai ales că să nu uităm. Pe noi ne așteaptă în față o adevărată bombă economică și socială. Ieșirea la pensia peste 1,6 milioane de români, da? De creței în orizontul următorilor 10 ani, va genera o criză economică extrem de puternică, pentru că tu nu ai 1,6 milioane de oameni care se aduce acum în câmpul muncii, indiferent că importi forță de muncă din străinătate. Ei, din această perspectivă trebuie să vedem exact cum ajutăm economia să se modernizeze, să adoptăm și noi zona asta de Industrie 4.0, adică tot ce înseamnă automatizarea proceselor de producție, linii de fabricație care se presupune mai puțin angajați, cum să facem plus valoare în așa încât să fim competitivi pe plan extern. Uitați-vă, la Ministerul Finanțelor n-a mai văzut o misiune economică menită să susțină produsele românești la export de, cred că de vreo 10 ani, dacă nu chiar mai mult, da? Adică, hai să ne hotărâm exact ce vrem și sper ca alegerile, de exemplu, parlamentare pe care le vom vedea în această toamnă, să demonstreze niște linii directoare din prisma modului în care partidele ne vor propune, practic, acest lucru. Adică să vedem cu ce proiecte vor veni politicienii altele decât creșterea taxelor. Pentru că creșterea taxelor poate face oricine, pentru că e simplu să crești taxele încercând să salvezi bugetul. Dar efectele se văd în economie, iar creșterile astea de taxe, apropo, de la 1 ianuarie, că știți că au crescut taxele pe micro-întreprinderi de 3 ori. Am introdus un impozit unic la nivel european, un impozit pe cifra de afaceri a marilor companii, un impozit pe zona bancară, am crescut TVA-ul la produsele sănătoase, la produsele ecologice. O nebunie totală, pentru că nu își mai permite nimeni să cumpere produse alimentare sănătoase. Ei, toate astea n-au făcut altceva decât să ducă la creșterea inflației. Și îl vedeam pe premierul Ciolacu în interviul dumneavoastră că lucrurile au intrat într-o zonă de normalitate când vorbim de inflație. Păi ce normalitate e aceea când ai 5,9% inflație în condiții în care Polonia are o inflație la jumătate, Bulgaria și toate celelalte țări din Europeană sunt până în 3% cu inflație. Noi avem și aproape 6%. Iar prognoza băncii naționale, și asta cred că este foarte important, arată că nu vom scăpa de inflație asta extrem de mare din România, cea mai mare din Europeană, nici până la finalul anului. Banca Națională anunță că vom avea inflație de 4,9% la sfârșitul anului. Asta înseamnă un nivel dublu față de celelalte țări europene.
Asta înseamnă că puterea noastră de cumpărare va continua să scadă, banii pe care îi câștigăm se vor dilua în creșterile astea de prețuri, iar competitivitatea firmelor românești va fi în continuare afectată de aceste costuri mai mari de producție din țara noastră raportată la importuri. Domnule Negrescu, ați pomenit despre pensii și despre decreței. Haideți să urmărim ce spune premierul Marcel Ciolacu despre, evident, creșterea pensiilor, nu? Că e recalcularea în plin proces, acum se așteaptă ca de la 1 septembrie toate pensiile să fie majorate și apoi comentăm afirmațiile făcute de Marcel Ciolacu. Contextul războiului. De fapt, noi eram, dacă ne uităm la hartă, eram o țară periferică Uniunii Europene. În conjunctura războiului și a crizei de securitate, România a devenit o țară. Moare lumea să investească România a devenit o țară centrală. Într-o zonă cu război la graniță? După cum vedeți, se investește foarte mult în ultima perioadă în România. Avem peste 20 de miliarde de investiții direct în ultimii 2 ani. Și trendul este în continuare pozitiv. Bun. Inclusiv de la 1 septembrie vorbiți de o creștere a pensiilor. Nu, e conform legii pensiilor, da. Convenită, negociată, da, cu Comisia atunci când am scos acel 9,4%, care era o aberație totală. Și în acest moment, cu adevărat, pensiile mici sunt prioritare ceea ce privește creșterea, lucru cerut și de către Comisie. Ați vorbit cu ministrul Muncii, reușește recalcularea, terminarea procesului de recalculare Categori. Până la 1 septembrie? Categori. Că e după colț. Dar invitați-o pe doamna... Păi a fost și asta, e că asta am întrebat-o și pe dânsa. Cum faceți? Că și casele de pensii sunt nedigitalizate, cu dosare pe cărți în continuare. Am foarte multe ca programe. Ca și povestea cu ANAF. Au foarte multe programe de digitalizare și sunt foarte multe prinse în PNRR până în 2020. Și normal sunt sumele cele mai mari și vă mai spun un lucru. Sumele pentru digitalizare din PNRR sunt granturi. Deci nu sunt bani din împrumut. Cu alte cuvinte, dacă nu facem aceste lucruri, vom pierde acești bani. N-am înțeles. Deci au devenit o prioritate. De aceea și facem aceste ședințe la nivelul primului ministru, unde vorbim în afară, până acum se vorbea numai de jaloane. Vedem jaloanele din PNRR pentru cererile de plată. În momentul acesta, cu fiecare minister în parte, a avut până acum ministrul fondurilor europene întâlnire cu fiecare ministru și pe urmă ne întâlnim cu toții și luăm fiecare investiție pentru că este o dinamică a negocierii și cu Comisia. Fiindcă lucrurile se schimbă. Apar noi provocări, noi priorități și e normal să fie un dialog permanent. Domnule Negrescu, ne-am întors. Să fie liniștiți pensionarii noștri, va avea guvernul bani de aceste majorări? Într-o oarecare măsură, cu siguranță vor crește unele pensii de la 1 septembrie, pentru că această calculare, într-adevăr, va duce pentru, cred eu, o treime dintre pensionari un câștig în plus, între 500 și 700 de lei, cred că va fi, mai ales pentru cei cu pensii mici și care au foarte mulți ani de contribuție. Pentru ceilalți, nu cred că se va întâmpla să nu se aștepte la creșteri foarte mari de pensie, pentru că nu e de unde, în primul rând. Sunt vreo 10 miliarde de lei bani care sunt necesari pentru a crește pensiile de la 1 septembrie, bani care nu există în momentul de față, nu au fost bugetați în legea bugetului, iar recent, luna trecută, într-un memorandum semnat de ministrul finanțelor, domnul Boloș, acesta ridica un semn de întrebare legate de finanțarea practică a acestui demers. Da, se vor face creșterile astea de pensii pentru că e an electoral. Ar fi fost culmea să nu facă acest lucru. Problema e ce se va întâmpla în 2025, pentru că în 2025 va fi nevoie de vreo 40 de miliarde de lei, da, pentru a acoperi practic creșterile astea, recalculările pensiilor, mai cu seamă, mai ales că de la 1 ianuarie ar trebui și indexate pensiile, măcar cu rata inflației. Ei, din această perspectivă, vor fi multe semne de întrebare legate de finanțarea bugetului de pensii. Probabil se va lua din altă parte. Nu știu de unde vor lua bani în momentul de față, decât poate din creșterea taxelor, ca să aibă cu ce să plătească deficitul, da? Să plătească aceste creșteri de pensii. Deficitul în momentul de față, adică diferența din câte încasează statul din taxele pe salarii, pentru că noi plătim
plătim pensiile noi, ci care sunt salariați în momentul de față, din contribuțiile noastre se plătesc pensiile, da? Ei, deficitul între ceea ce contribuim noi la bugetul de pensii și ce are de plătit statul în momentul de față e deja de vreo 15 miliarde de lei. Deci o gaură financiară care este susținută de la bugetul de stat. Nu știu de unde vor lua bani în viitor. Cert este că pensionarii să nu se aștepte la minuni, adică să nu creadă că această recalculare le va aduce un beneficiu în plus începând cu 1 septembrie. Ei, rămâne în continuare un semn de întrebare legată de această veșnică recalculare și digitalizare dosarelor de pensii. Eu cred că de un an și ceva tot îl aud pe șeful casei de pensii vorbind de faptul că se află la 99% cu digitalizarea dosarelor și de fapt nu se întâmplă acest lucru. Mai mult decât atât, am pus oamenii și punem în continuare foarte mulți pensionari pe drumuri să-și găsească dovezi că au mai lucrat prin cine știe locuri, dacă au acord global, să vină ei cu dovezile că au mai câștigat niște bani și au mai contribuit la bugetul de pensii în diverse activități pe care statul nu le-a luat în calcul. Da? Adică am pus în continuare și punem în continuare oamenii pe drumuri ca să-și dovedească veniturile, da? și plățile către bugetul de pensii în ultimii 15-20 de ani. E o mare problemă aici, pentru că n-ar fi trebuit statul să pună pe oameni pe drumuri, să umble, de exemplu, dacă ești pensionar în București, trebuie să te duci pe la Cluj sau ce știe, pe la Suceava, acolo unde s-a dus arhiva companiei la care tu ai lucrat și de acolo să încerci să obții niște dovezi că tu ai plătit la bugetul de pensii niște contribuții în perioada în care ai lucrat la firma respectivă. E o nebunie. Ar trebui ca statul să aibă acces la aceste baze de date automat și să nu pună oamenii pe drumuri. Și mai e un lucru care cred că este extrem de important. Această nouă lege a pensiilor nu este făcută neapărat pentru a aduce o bunăstare pensionarilor, pentru oricum inflația le erodează mare parte din câștigul ăsta pe care o să-l vedem de la 1 septembrie. Este făcută doar în tentativa de a ține cât mai mult oameni în activitate și ai premia pentru faptul că lucrează mai mult decât perioada minimă de activitate. De ce spun acest lucru? Pentru că revin la acea bombă socială. Cu cât ținem oamenii mai mult la serviciu, cu atât dezamorsăm acea bombă generată de ieșirea la pensia 1,6 milioane de români. Și de aceea a fost creată această lege, nu neapărat pentru a crește pensiile, pentru a aduce pensionarii de mai bune, ci pentru a dezamorsa această mare problemă economică și socială generată de generația decrețeilor. Domnule Negrescu, vă propun și ultima intervenție a premierului Marcel Ciolacu din această seară, legată evident de salariu minim. Un scurt moment în care îl urmărim pe Marcel Ciolacu și apoi ne întoarcem să comentăm spre finalul intervenției noastre. Am văzut o felul de contra între... Da, ce-i corect. Bun, da. Am văzut o felul de contra între dumneavoastră și colegii de coaliție cu privire la creșterea salariului minim. Liberalii aveau multe îngrijorări cu privire la capacitatea mediului privat de a răspunde acestei dorințe politice venite dinspre dumneavoastră. Cred că le-ați lămurit? Cred că au fost, în primul rând, abordări diferite. Știm foarte bine că cât timp a fost o coaliție de dreapta sau au guvernat doar Partidul Național Liberal, salariul minim pe economie a crescut cu 40 de lei. Nu s-a mai aplicat nici indexarea pensiilor. Cunoaștem acea etapă. Și totuși a fost un moment, cred, în care am uitat discuțiile din luna decembrie, când s-a modificat salariul minim la 3300. Nu era greu, totuși, de știut faptul că construcția bugetului a fost făcută cu decizia ca salariul minim de la 1 iulie să fie 3700. Deci fuseseră de acord în urmă cu niște luni. Noi decisesem acest lucru și între timp am avut discuțiile. Fiind campanie electorală, n-am mai avut o comunicare atât de aplicată cum era înaintea campaniei electorale. Nu mai merge coaliția Nicu lămurit. Și Marcel, domnule premier? Nu mai merge coaliția Nicu și Marcel? Coaliție de guvernare. Aha. Nicu și Marcel, dar nici Marcel și Nicu. Așa am zis dumneavoastră la un moment dat în Parlament. Se mai... Că suntem umani. Mai, da. Mai trebuie să și glumești. Dar să știți că lăsăm toate glumele la o parte. Eu cu toate discuțiile avute în ceea ce privește decizia de a intra la guvernare în acel moment critic pentru România, pe urmă s-a și dovedit că în două luni a izbucnit și războiul din Ucraina, era deja o criză energetică.
decizia a fost una corectă. Și cu adevărat, această coaliție s-a format în urma discuțiilor avute între mine și domnul președinte Nicolae Ciucă. Răspund că de aici a venit și acest, că eu am preluat din presă. Aha, și noi presa am preluat de la dumneavoastră. Și tot așa. Am rostogolit-o până când nimeni nu mai știe de unde a plecat. Sunt doi oameni de bun simț care am văzut un moment complicat prin care trecea România și am lăsat anumite orgolii. Dar dacă poate vreau mai multe, am lăsat eu și colegii mei. La această renunțată să vreau să vorbim. Că, după o hăituială de vreo 2 ani da, și jumătate. Ciuma roșie, să știe. Domnule Negrescu, creșterea salariului minim este un beneficiu pentru angajatori sau este o povară pentru angajați sau o povară pentru angajatori? Aș spune în primul rând că suntem singura țară din Uniunea Europeană care crește salariul minim de 2 ori pe an și e probabil să creștem de 3 ori pe an dacă din noiembrie da, vom introduce și salariul minim la nivel european. E un coșmar pentru companii din punct de vedere al cheltuielilor cu resursele umane, pentru că nu trebuie să luați în calcul doar salariul minim. Gândiți-vă că multe dintre persoanele care lucrează în sectorul public, dar și mai ales la privat, sunt plătite cu salarii multiplu al salariului minim, adică dacă crește salariul minim și salariile lor vor crește. Adică impactul este mult mai mare decât cel estimat în momentul de față prin creșterea salariului minim din pixul guvernanților. Da, într-un sens, privind din prisma angajaților, da, e un lucru pozitiv. Primesc, cei puțin cei care sunt plătiți salariul minim pe economie, primesc 240 de lei în plus la salariu în fiecare lună. Dar la o inflație de cifrele 9%, o inflație care va continua să fie peste 5% probabil în lunile următoare, și să ating undeva la nivel de 4,9% spre finalul anului, toată această creștere de 240 de lei se va dilua în inflație. Practic, ce ne dă cu o mână guvernul, între ghilimele ne dau, că de fapt nu dau ei, dau companiile, da? Ne vor lua prin inflație, așa astfel că va fi un fel de a ne îmbăta cu apă rece, ca să zic așa, un fel de exercițiu de scamatorie economico-financiară pe care guvernul îi promite și care va da mari bătăi de cap mediului de afaceri, atât din prisma cheltuielor cu salarizarea oamenilor, cât și din prisma modului în care vor finanța acest lucru, iar cele mai multe companii probabil vor avea două variante. Unu, vor crește prețurile pentru a avea din ce să plătească practic aceste creșteri de salarii, v-am zis, nu doar salariul minim, și celelalte salarii vor crește în multe dintre companii, da? Iar ori vor încerca să dea afară din oameni sau să reducă din beneficiile oferite unora dintre ei, așa fel încât să aibă de unde să plătească. A doua creștere salarială într-un an de zile pe care nimeni nu și-a bugetat-o, este absolut imposibil să-ți faci niște calcule din punct de vedere al profitabilității, al sustenabilității unei politici financiare în cadrul unei companii de orice dimensiune, mai ales a micilor companii. Gândiți-vă la micro-întreprinderi, o adevărată dramă. După ce le-am triplat impozitul pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie, acum le-am dublat, practic, le-am mai crescut și de două ori impozitul pe salariu pe care îl plătesc fiecare, pentru că am obligat pe la micro-întreprinderi să aibă măcar un angajat, da? Și acolo le-am crescut de două ori, inclusiv taxele salariale. Deci e o taxă extrem de dură care va lovi foarte puternic economia și care va duce, din punctul meu de vedere, la un nou var de inflație, nimic altceva, care va eroda până la urmă toată această creștere salarială. De câștigat, probabil, va avea de câștigat statul, pentru că va aduna la buget 4 miliarde de lei în plus din taxele salariale și se va lăuda cu acest lucru, probabil, uite câți bani am adunat noi la bugetul de stat, ignorând faptul că efectele în mediul privat și în economia reală vor fi devastatoare din punct de vedere al cheltuielilor cu resursa umană. Domnule Negrescu, mulțumesc mult pentru analiza dumneavoastră și vă mai așteptăm aici la Prima News. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate.